ziua! Astăzi vă propun o lecție la biologie, analizatorul vizual și stimul vizual. Mă numesc Coșcodan Diana, sunt doctor în biologie, profesor grad didactic superior. Astăzi vom studia segmentele principale ale analizatorului vizual, vom descoperi funcțiile analizatorului vizual, vom analiza cum funcționează globul ocular. Simțul văzului alături de simțul auzului și cel kinestezic are un rol important în orientarea omului în spațiu și menținerea echilibrului corpului. Vederea furnizează circa 90% din informațiile din mediul înconjurător și are o importanță fiziologică considerabilă, nu numai în diferențierea luminozității, formii și culorii obiectelor, dar și în menținerea tonusului cortexului cerebral și a proceselor de atenție. Analizatorul vizual este alcătuit din segmentul periferic sau receptorul vizual, observăm în schemă, calea optică sau nervoasă și segmentul cortical, care în cazul dat se află în lobul occipital al emisferilor cerebrale. Care sunt segmentele analizatorului vizual? Ca și în cazul celorlalți analizatori, analizatorul vizual are 3 segmente. Segmentul periferic este reprezentat de globul ocular, în special de fotoreceptorii din retină, care sunt de două tipuri, bastonașe și conuri. Segmentul conducător sau cale vizuală, cale nervoasă, include 3 neuroni. Primul neuron, protoneuronul vizual, sunt celulele bipolare din retină. Al doilea neuron, deutoneuronul vizual, sunt celulele ganglionare sau multipolare din retină. Și al treilea neuron vizual este situat în metatalamusul din diencefal. De aici, din metatalamus, impulsurile sunt redirecționate la segmentul cortical situat în zonele vizuale din cortexul lobului occipital. Segmentul periferic, ne vom opri mai detaliat, include globul ocular și organele anexe. Organele anexe le vedem reprezentate în schemă. Sunt organele care participă la mișcare și la apărarea globului ocular. La mișcare participă 6 perechi de mușchi oculomotori, care sunt mușchi striați și participă la mișcarea globului ocular în toate direcțiile. La organele anexe se mai referă sprâncenele, genele, pleoapele, conjunctiva, o membrană transparentă care acoperă globul ocular din exterior, și aparatul lacrimal, care este alcătuit din glandă lacrimală, ducturile lacrimale și lacul lacrimal. Structura globului ocular. Globul ocular este situat în orbite, masa acestuia este circa de 9 grame. Este alcătuit din nucleu situat în interior și perete format din 3 tunici. Tunica externă, observăm, este situată la suprafață, are funcția de protecție și se numește sclerotică, iar anterior este transparentă și se numește cornea. Tunica medie se numește vasculară, care are 3 porțiuni, vom vorbi mai târziu despre acestea, și tunica internă, albastră în imagine, care se numește nervoasă, anume ea conține fotoreceptori care participă la formarea imaginii pe retină și apariția senzației vizuale. Acum vom vorbi despre fiecare mai detaliat. Tunica externă. Cum am menționat, are 2 porțiuni, sclerotică de culoare albă, vedem în imagine. La copii este albăstruie, la maturi are o nuanță albă sedefie și la bătrâni ușor gălbuie. Are funcție de protecție.
iar anterior, tunica externă este transparentă, puțin bombată, se numește cornea, este lipsită de vase sanguine și este abundent inervată de fibre amielinice. Tunica mijlocie se numește vasculară și include trei părți. Cea din față, anterioară, se numește irisul. Irisul reprezintă un țesut muscular care conține două tipuri de mușchi. La periferie, mușchi radiali și în centru, mușchi circulari. Mușchii radiali participă la dilatarea sau midriaza pupilei, iar mușchii circulari participă la constricția pupilei sau mioză. Acest reflex se numește reflex pupilar sau fotomotor și participă la reglarea fluxului de lumină care nimerește în globul ocular. Porțiunea posterioară a membranei vasculare se numește coroidă. Ea este o membrană abundent vascularizată, are rol de nutriție a globului ocular, căptușește sclerotica, iar prin celulele pigmentare contribuie la formarea camerei obscure. Camera obscură este partea posterioară a globului ocular ocupată de corpul vitros. Încă o porțiune a membranei vasculare este corpul ciliar. El conține mușchiul ciliar și ligamentele ciliare. Le observăm în imagine, corpul ciliar cu mușchiul și ligamentele. Ligamentele se înseră de cristalin. Împreună cu mușchiul ciliar participă la schimbarea curburii acestuia și acomodarea vederii la distanță. Astfel, când privim la distanță mai mare de 6 metri, mușchiul ciliar este relaxat, iar ligamentele sunt contractate, asigurând forma plată a cristalinului și vederea clară a obiectelor îndepărtate. Acomodarea vederii. În timpul privirii de aproape, la distanță mai mică de 6 metri, mușchiul ciliar se contractă, ligamentele se relaxează și cristalinul devine bombat, cum îl vedem în imaginea de sus. Cu culoarea albastră sunt arătate obiectele apropiate și imaginea formată de la obiect pe retină. Cu culoarea galbenă este arătat obiectul îndepărtat și imaginea pe retină. Dacă comparăm imaginile de sus și de jos, observăm că în cazul când cristalinul este bombat, cea mai clară imagine se formează pe retină de la obiectele apropiate. Iar când cristalinul are formă plată, cea mai clară imagine se va forma de la obiectele îndepărtate. Tunica internă sau nervoasă se numește retina. Reprezintă sectorul funcțional al globului ocular și include două porțiuni. Stratul pigmentar, care îl vedem în imagine la exteriorul retinei, este constituit din celule pigmentare care conțin melanina, pigment, și care are rolul de a absorbi surplusul de raze luminoase. Încă o porțiune a retinei este retina senzorială, anume fotoreceptorii care participă la formarea senzației vizuale. În retină există două tipuri de fotoreceptori. Cele mai numeroase sunt bastonașele, 125-130 de milioane, se află la periferie retinei. Pe când în centrul retinei, în special în fovee centrală sau macula, o vedem prin circulețul verde, se află conurile, care sunt mult mai puține, 6-7 milioane. Conurile percep culorile și recepționează lumina diurnă, pe când bastonașele nu disting culorile, recepționează lumina slabă. Pe retină, în afară de macule sau pata galbenă care conține numai conuri și anume aici se formează cea mai clară imagine, există și un loc lipsit de fotoreceptori care se numește pata oarbă.
Acest loc este locul de ieșire a nervului. Când imaginea se proiectează pe pata oarbă, obiectul nu este văzut. Globul ocular conține medii refringente, care participă la refracția razelor de lumină. Acestea sunt cornea, cristalinul, umoarea acoasă și corpul vitros. Cornea este o lentilă convexă, o observăm în imagine, imobilă, transparentă, lipsită de vase sanguine. Cristalinul este o lentilă, de asemenea transparentă, biconvexă, care asigură formarea pe retină a imaginii inversate. Haideți să ne amintim că anume mușchiul ciliar și ligamentele care se inseră pe cristalin participă la formarea curburii acestuia și la procesul de acomodare a vederii. Umoarea apoasă umple camera anterioară pe care o vedem în imagine și camera posterioară situată după iris a globului ocular. Este un lichid care are rol de nutriție și care determină presiunea în interiorul globului ocular. Și în camera obscură, partea posterioară a globului ocular, se află o substanță gelatinoasă, transparentă, care se numește corp vitros și care menține forma globului ocular. Acum vom vorbi referitor la fiziologia văzului. Cum am menționat, în retina optică se conțin două tipuri de fotoreceptori. Fotoreceptori numiți conuri și bastonași. Conurile conțin un pigment fotosensibil numit iodopsina. Deci percep lumina de intensitate înaltă, asigură vederea cromatică, colorată și diurnă. Bastonașele conțin pigmentul rodopsina, percep lumina slabă, fără detalii și culori. Prin descompunerea acestor pigmenți fotosensibili, se modifică permeabilitatea acestor fotoreceptori, apare potențialul de acțiune, care apoi va fi propagat prin calea vizuală spre zona corticală sau segmentul central. Acestor reacții chimice li se atribuie rolul de bază în formarea pe retină a unei imagini reale, mai mică, inversată, cum vedem în imagine. Fenomenul persistenței imaginii este propriu fiziologiei analizatorului vizual. Efectul produs de lumină asupra retinei nu dispare odată cu întreruperea excitantului, ci mai durează o fracțiune de secundă. Persistența imaginii vizualizate se explică prin faptul că reacțiile chimice care decurg la acțiunea luminii asupra fotoreceptorilor nu se opresc brusc, ci mai continuă. Astfel apare iluzia mișcării, când în fața noastră, pe ecran, se proiectează mai multe imagini consecutive. Pe baza fenomenului persistenței imaginii se produc desenele animate. Știai că teoria tricromatică a lui Young Helmholtz, care se mai numește teoria culorilor fundamentale, este cea mai cunoscută teorie care explică perceperea culorilor? Conform acestei teorii, în retină există trei tipuri de conuri, care la rândul său conțin trei tipuri de pigmenți fotosensibili. Pigment pentru culoarea roșie, pentru verde și pentru albastru, cum le vezi aici în imagine. Știai că diferite senzații cromatice, adică de diferite culori, sunt rezultatul stimulării concomitente și inegale ale celor trei tipuri de celule de conuri. Știai că stimularea concomitentă și egală a celor trei tipuri de celule cu conuri dă senzația de culoare albă? În absența stimulării luminoase, apare senzația de culoare neagră. Îți propun să exersezi. Explică imaginile.
Cum se numește structura care suferă modificări? Încercăm să răspundem. În imagine este reflectat procesul de acomodare a ochiului la distanță, iar structura care suferă modificări este cristalinul, care capătă formă plată când privim la distanța mai mare de 6 metri și, din contra, devine bombat când privim la distanța mai mică de 6 metri. Mulțumesc pentru atenție și te aștept la lecția viitoare!